O persoană a murit și patru au fost rănite grav, duminică după mai multe focuri de armă trase într-o biserică, conform anunțului făcut de poliția din Distinctul Orange al statului California, la o zi după atacul din statul New York, transmite AFP potrivit Agnew Press. Patru persoane sunt grav rănite, a scris poliția pe contul de Twitter, adăugând că o victimă a murit la locul incidentului. Un apel de urgență a fost primit la ora 13:26 de la o biserică presbitereană, duminică după amiază, potrivit forțelor de ordine. Biserica este situată în orașul Laguna Woods, la 112 km sud-vest de Los Angeles. Am arestat o persoană și am recuperat o armă care ar putea fi implicată în crimă, a indicat pe Twitter departamentul șerifului, fără a preciza în acest stadiu motivațiile din spatele incidentului armat. Pompierii și paramedicii sunt la fața locului, trăgând și transportând mai mulți pacienți, a spus autoritatea locală de pompieri. Biroul guvernatorului statului California, Gavin Newsom, a declarat că monitorizează situația și colaborează cu oficialii locali. Nimeni nu trebuie să se teamă să meargă la lăcașul său de cult. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, a scris biroul guvernatorului pe Twitter. Este o veste șocantă și tulburătoare, mai ales la puțin de o zi după atacul armat în masă din Buffalo, a scris congresmanul democrat Katie Porter, care reprezintă Distinctul Orange. Aceasta nu ar trebui să fie noua noastră normalitate, a subliniat Aleasa Americană. Relatează infocreștin.com. Distribuie și abonează-te pe canalul Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.